Ceremonia de investire a avut loc la sediul instituției prefectului în prezența parlamentarilor de Olt și a șefilor de deconcentrate. Promit că voi fi un prefect corect, echidistant, onest în ceea ce privește respectarea legii și ordinii publice. Noua echipă de conducere a prefecturii Olt are toată susținerea din partea șefilor de la centru pentru a pune în practică programul de guvernare. Județul Olt este un județ pe care noi îl respectăm foarte mult. Este un județ important. Este un județ în care sunt și prefect, și prefectul și subprefectul sunt noi. Mă rog, sunt numiți acum. Și este un județ de la care noi așteptăm foarte multe lucruri bune. Și când spun noi, ne referim la guvern. Noul prefect de Olt, Silviu Neacșu, este de profesie dascăl și a îndeplinit până acum funcția de consilier județean PSD. Subprefectul Emil Oproiu vine din mediul privat și a fost consilier local la Slatina din partea UNPR.